A început școala de luni din 13, nu știu, e cu noroc sau nu e cu noroc, pentru unii cu noroc data de 13, pentru alții mai vedem. Am așteptat ziua de miercuri, zic, mă, în România orice minune ține 3 zile. Să văd dacă totuși se face școală în continuare cu prezență fizică. Așa se pare că se face. Atunci să dăm drumul la glume. Glume despre prima zi de școală, sezonul competițional 2021-2022. Ci că în prima zi de școală, prezența elevilor a fost de 100%, 30% în careul școlii, 70% în cafenele. Mulți dintre profesori obișnuiți cu stilul de a preda online, de la brâu în jos au venit îmbrăcați în boxer și în chiloți, că de la brâu în sus numai te vezi pe cameră. Ha! Glume despre prima zi de școală. Ci că școala cu prezență fizică o să dureze până în iunie 2022. Desigur, și asta cred că sună ca o glumă bună, pentru că suntem în plină invazie de Delta. Aveam și noi o Delta, Delta Dunării. Acum Delta este împrăștiată peste tot. Manualele de educație sexuală nu au venit încă în școli, dar mulți elevi au început să facă practică. Părintele nu râde, mă. Tu n-ai prea fost pe la școală, dar râzi. Părintele Pomohaș, deși a avut ciocanul spălat, nu a fost invitat la nicio festivitate de deschidere. Glume despre prima zi de școală. Klaus Iohannis, prezent la deschiderea anului școlar într-o școală nu știu pe unde, a susținut programul România Educată. Cam astea-s glumele. Glume. Revenind la lucruri mai serioase, că vorba lui Dem Rădulescu, eu vorbesc serios când glumesc, iau bani, dar de unde, că nu mai sunt spectacole și de pe net, 3 milioane de elevi s-au întors în băncile școlii, 3 milioane de speranțe, 3 milioane de suflete nevinovate, 3 milioane de perspective. Dacă te uiți la pozele apărute pe Facebook de la fiecare festivitate școlară, parcă am fi în anii 60, 80 sau cel mult 90-95, elevii în careu și în față la masa aia cu ceva acoperământ roșu, cine stă la microfon, microfonul ăla care trebuie să bați de 3 ori în el și să zici 2, 2, 2, merge, 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 cine stă, doamna sau domnul director, primarul cu panglică roșie, preotul și polițistul. Deci, elevii vin în prima zi de școală, au nevoie de modele. Ce modele au în față? Pe domnul director care-i pus de inspectorat, care-i pus pe linie politică, domnul primar care ne explică, nu, v-am făcut budă, chiar dacă e în fundul curții, sunteți tineri și mergeți, mai mâncați orez să nu vă treacă așa repede la budă, polițaiul care e organul acolo, care nu zice nimic, transpiră pe sub caschetă, că e frică să nu zică unul dintre profesori, no, și pe la istorie cum ați fost, și preotul, că nu e așa, trebuie să fie cineva care să pune la suflet tinerilor vrăstare, care acum suntem în 2021, din câte știu eu, puteau să aducă pe la școli influencer, domnule, un vlogger celebru, un youtuber celebru, și nu despre mine e vorba. Un freelancer, un PR. Acum, te-ți dorim să ne facem polițai, popi și primari? Nu, domnule, trebuie prezentate și meserile noi, un ITist, un, chiar dacă nu știe să vorbească, bă, poți ajunge ca el, nu-i așa? Un primar din Suceava sau chiar primarul Sucevei, în 13 luni, când s-a deschis anul școlar, a fost prezent în 14 școli. Bă, în 14 școli! Vă dați seama că a început în prima școală pe la 5:30 dimineața, nici dracu nu era acolo, a vorbit la pereți și la femeia de servici care era să-i dea un mop pe spate, și la 14-a școală era undeva pe la 12 noaptea, toți erau, ce tare-i primarul, are steagul Columbiei. Nu, în Cluj-Napoca, domnul primar din Răchițele, domnule primar Emil Boc, a fost numai la o școală, la o școală bună, la o școală de prestigiu, a fost la o singură școală, bine, cu mască, stătuse până la 5 la Antold, fără mască, și când s-a dus la ceremonia de deschidere și-a pus mască până aici, ninjago. Mironosițe politicienii noștri, da? Adică s-au destrăbălat acolo între 10.000 de oameni și aici când a fost să vină la elev, la micuți, nu? Vorba românului, mă. Nu poți să fii și cu sula în fund și cu sufletul în rai, da? Mironosițele, da? Noi suntem, câte ipocrizie. Iar președintele Iohannis a vorbit despre România educată. Domnul președinte, las-o dracului, că nici cu asta nu ți-o ieși. Mai scrie o carte, mai cumpără o casă.
pentru noi, cei care mai știm câteva din interiorul, sau mă rog, de la limita fenomenului, programul tău România Educată sună România Educăcată. Lasă-o dracului, nu te pricepi, nu te băga. Măcar Câțu, mă, băiat de viață, a fost prezent la deschiderea anului școlar într-un colegiu unde a cântat și trupa Voltaj. Vă dați seama câți bănuți au ăia? Să cânte Voltaj la trupa anului, la deschiderea anului școlar. La noi cânta Diacu, la noi cânta Doamne miluiește, nu? Ăla era, ăla băga hiturile, zicea Popa. Pentru luminarea elevilor, pentru bună desfășurarea orelor și pentru înțelepciunea profesorului, iarăși și iară Domnului să ne rugăm și de acolo, Doamne miluiește! Și ăștia ori băgat pe cei de la Voltaj, la deschiderea lui, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani, și Câțu dansa, fără păr și fără, mai avea bani de două beri și-o mers acasă cu mașina, bă. Astea sunt exemplele. Deja mă aducem noi în față, popă, mitropolit, cardinal. Dacă e Câțu acolo și cântă ca la 20 de ani, bine, majoritatea aveau 16-17 ani și toți au zis, bă, să ajungem și noi ca Câțu la 20 de ani, ca Câțu. Da, Eba, o știți tu, Eba, alu Băsescu. Și-a dus odraslele, ea nu știu, nici ea nu știe dacă are 2 sau 3 copii cu 4 sau 5 soți, dar nu asta e important. Pe cei doi copilași, pe copilașii mai mari, i-a dus la o școală privată evreiască, unde anul de studiu costă 10.000 de dolari. Că ăștia nu scrie euro. Vlade, ce-am face noi cu 10.000 de dolari, bețaș? Dumnezeu tău! 10.000 de dolari și ce că le dă două mese? 10.000 de dolari la o școală evreiască, așa scriau ziarele. Păi nu-s destul de șmecher nepoții să fure meseria asta de a trăda, de a vinde de la bunicul Băsescu? Trebuie să facă școli specializate? Să fie negustor, să vândă blugi și canturi? Bă, cine? Poate, poate! Și doamna Carmen Iohannis, prima doamnă și ultima din viața lui Claus, la deschiderea unui școlar la Bruckenthal, la Sibiu, cu o poșetă cu o deată Lola, o știpă Lola, 1.300 de euro. No, cu 1.300 de euro plătesc încălzirea la o scară de bloc într-o lună de iarnă. Dânsa și-o lua poșeta. Păi dacă n-are copii să-și ia poșeta. Lola de la Burberry. Lola de la Burberry. Oare domnul Iohannis cum pronunță Burberry? Burberry. M-am bărbărit bine. Ia-ți poșeta și vino cu mine. Cam atât astăzi. Vineri avem podcast. Așteptăm debutul lunii octombrie. Ca să începe, vineri avem, nu te uita așa la mine, vineri avem cafeaua de după ca de obicei și așteptăm debutul lunii octombrie ca să intrăm puternic cu podcastul. Avem deja prefilmate câteva, m-am uitat în reluare și am și râs la ele. Succes elevilor, putere profesorilor și să meargă cât mai mult la școală fizică, că de online, la online se pricepe tot prost. Hai, pa!